Sunt Felicia Caia, mamă, profesor, psiholog, specialist în parenting. Dacă tu ai probleme cu copilul tău, dacă vrei să-ți răspundi la întrebări dacă faci bine sau nu, cum să-l crești, îți răspund. Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre pasiuni și nu despre pasiunile noastre, deși am vrea din când în când să vorbim și despre ele, și despre pasiunile copiilor noștri. Ce facem cu gadgeturile? Cum modelăm, cum mobilizăm copiii să se descurce în multele activități pe care noi le propunem? Ce facem cu adolescenții? Ce facem când lipsește unul din părinți? Vreți să aflăm răspunsuri? Urmăriți-ne! Ce-mi doresc eu de la copilul meu sau ce mi-ar plăcea cea sau ce mi-aș dori? Mi-aș dori să nu ia din obrăznicia celorlalți copii pe care îi vede în clasă, respectiv în școală. Pentru că simt niște lucruri care nu-i aparțin și nu sunt ale lui, nu face parte din casa noastră ceea ce văd la el ca și comportament și nu face parte din educația pe care eu și tatăl lui îi oferim. Niște gesturi anumite, câteodată jargoane, câteodată câte o atitudine așa, nu e el și tot timpul îl corectăm, chestia să nu-mi place deloc. Doar atât, nu-mi place că acum cu 12 ani și se duce, nu, de la an la an, parcă simt așa niște lucruri, așa, niște de-astea, mai mamă, mai, și mă uit așa, wake up, revin, o că scot ceva din fundul grădinii, scot bățul, știi? Draga mea Minodora, adolescența Batovina va rămâne aceeași și peste 10, și peste 50, și peste 100 de ani. Acea zbatere, acel roller coaster de emoții și sentimente va prelua corpul oricărui copil în momentul în care se transformă și devine un mic adult. Cum facem să ne descurcăm în acest tumult? Cum manageruim noi emoțiile vis-a-vis de relația pe care o avem cu ei? Depinde doar de noi și felicitări de felul în care te-ai purtat cu el până acolo. Nu poți să devii brusc prieten a copilului tău dacă toată copilăria ai lipsit din viața lui. Nu poți să-i ceri copilului să se modeleze după nevoile tale dacă tu nu ai stabilit acea relație cu el. Felul în care tu îi vorbești, felul în care îl numești, este unic. Mi-a plăcut enorm acea expresie pe care o folosești cu respirația mea. Asta cumva spune totul despre felul în care sunteți voi. Își dorește să se maturizeze, își dorește să demonstreze că a devenit bărbat. Își dorește să se impună. E normal să aibă răbufniri, e normal să-și dorească să fie altfel. Și e normal să aibă acea luptă în el. Există acum pe piață un film în care relația mamă-copil este cumva zugrăvită foarte frumos. Acea luptă pe care copilul o are să-i demonstreze părintelui că e copilul perfect, dar și nevoia lui de a se manifesta cum gândește la momentul respectiv. Îi este teamă să nu dezamăgească, este teamă ca părintele să nu îl abandoneze tocmai pentru că nu mai e ceea ce se așteaptă el să fie. Indiferent de ce s-ar întâmpla, au nevoie de susținere, au nevoie de sprijin necondiționat, iar atunci când alunecă, pentru că vor aluneca, au nevoie de o discuție caldă într-un moment în care niciunul din voi nu sunteți încărcați emoțional. Este dificil să încerci să faci dreptate când hormonii sunt la cote maxime.
urmărește evoluția. În momentul în care trece de vârf, pentru că tu îi știi acum răbufnirile și îl cunoști foarte bine, încearcă să faci o glumă. Încearcă să dezamorsezi, să iei gândul de la situația respectivă și să spui, vreau copilul meu înapoi. Unde-i viața mea? Vreau respirația mea. Unde e respirația mea? Vreau respirația mea. Încearcă să-l scoți din stare, să-i schimbi starea de spirit. De asemenea, dacă tu observi că are anumite ieșiri în public și nu-ți dorești acest lucru pentru el, port o discuție. Port o discuție în care explici punctual care sunt limitele pe care el poate să le atingă. Și stabilește împreună cu el un cuvânt cheie pe care doar voi doi să-l înțelegeți, acel buton roșu de stop. Punctul până la care e suficient. Trebuie să se oprească. Va accepta această provocare pentru că va înțelege că îi vrei binele. Va accepta această provocare pentru că te știe lângă el, te simte lângă el, ești parte din el. Emoțiile pe care voi le împărtășiți, legătura pe care voi o aveți, este esențială în modul în care el se dezvoltă. Dar a ajuns la un punct în care își cere independență. A ajuns la un punct în care va trebui să-l lași să fie cu el, pentru că acum își fixează cine va fi, cine își dorește să fie, cum își dorește să fie și are nevoie de acest timp fizic singur. Deci nu intra peste el, nu veni să-l sufoci decât dacă simți că are nevoie. De asemenea, un lucru foarte important, el este pasionat de muzică. Amândoi sunteți muzicieni, sunteți într-o familie în care performanța muzicală este dusă la un nivel foarte mare. E adolescent, își dorește să iasă de sub tutela voastră și să demonstreze că și el e important. Dar e important nu pentru că este copilul vostru, e important pentru că e deștept, pentru că are abilități, pentru că este plin de talent și vrea să fie văzut pentru el. Așa că, draga mea, răbdare, pentru că, ți-am spus, adolescența este aceeași la orice generație, și susținere. Acea susținere necondiționată de care vorbesc mereu. Pentru că singurul lucru pe care îl primește de la noi este acea idee că orice s-ar întâmpla, iubirea este una. Este acolo și dacă te supără și dacă te dezamăgește de iubit, îl vei iubi în continuare. Că poate face mai multe, că poate face mai bine, sunt lucruri care vin pe măsură ce își dorește să te mulțumească, tocmai pentru că știe că ești acolo indiferent de sport. Cât de tare afectează utilizarea gadgeturilor viața socială a copilului? Draga mea, Andreea, mă bucur să te revăd. Ce facem cu gadgeturile? Din ce în ce mai des mi se pune această întrebare și din ce în ce mai des susțin că nu avem dreptul să le luăm gadgeturile. Nu avem voie să le luăm gadgeturile. Analfabeții de mâine sunt aceia care nu vor ști să stăpânească limbajul gadgeturilor de astăzi. Conexiunile pe care imaginile, luminile, interacțiunile pe care ei trebuie să le facă în jocurile respective le formează un mod de a acționa, le formează o ciclicitate a gândurilor, a ritmurilor, a reacțiilor, dacă vreți. Ca urmare, suntem cumva nevoiți să ne gândim ce anume le folosește copiilor noștri ca mâine să fie adulți responsabili și capabili să se descurce în viață.
unde vrea să ajungă, care este în mare direcția pe care o are, ca să devină, nu știu, dau un exemplu, arhitectă. Ce trebuie să facă? Păi trebuie să fie foarte bună la desen, trebuie să stăpânească foarte bine calculatorul, trebuie să aibă o viziune de creație. Ei, toate aceste lucruri sunt, așa cum obișnuiesc să spun, unelte pe care noi le dăm copiilor în așa fel încât, într-un pachet complet, să îi ajute în dezvoltarea ulterioară. Nu mai avem rețeta pe care o aveam până acum, că terminăm o școală, facem o facultate și ieșim la pensie. Viața este îngrozitor de rapidă și schimbările sunt atât de mari de la o generație la alta, încât nu știm cum să-i pregătim pentru ce urmează. Foarte multe din meseriile de astăzi vor dispărea pur și simplu. Foarte multe lucruri de care nu am auzit vreodată vor fi în trend și important. Dacă noi cumva le scoatem aceste gadgeturi din mitul urban că nu e bine să stea să se joace prea mult la calculator, cumva le tăiem și le dăm o sincopă a drumului normal către modificările ce urmează să se întâmple. Până la urmă, cum spun mereu, balanța este cea mai importantă. Cum știi să așezi lucrurile în așa fel încât să nu fie prea mult? Dă-i o viață socială sănătoasă, expunând-o, ducând-o în medii în care să se împrietenească și să-și facă un grup de prieteni, prietene, dar lasă-o și să experimenteze această lume pe care poate noi nu o înțelegem la adevărata valoare. Dă-i voie să facă diverse activități în cluburi, în parc, cultivă anumite prietenii pe care ea pare să le dezvolte. În așa fel încât viața socială să nu aibă de pierdut în defavoarea gadgeturilor, dar să aibă și acea naturalețe în a prelua lucrurile și a face până la urmă un slalom în această viață în care nu mai știm ce va fi mâine. Am mare rugăminte să m-a ajutat și pe mine cu un sfat. Vreau să știu ce pot să fac mai mult decât încerc să fac eu pentru fiul meu să-i fie bine. Eu îl cresc singură, sunt și mamă și tată pentru el, dar este trist și văd că simte și are nevoie de afecțiunea unui bărbat. Și ce pot face eu să fiu lângă el mult mai mult, pentru că nu doarme noaptea, este foarte agitat. Și aș vrea să fie liniștit. Nu este niciodată ușor când un cuplu se destramă. Cu atât mai mult cu cât e și un copil la mijloc. Lucas are deja 8 ani și într-adevăr are nevoie de o figură masculină care să-i dea niște repere. Dar nu e obligatoriu. În societatea de astăzi avem atât de multe exemple în care nu au fost bărbați prezenți și totuși au ajuns foarte frumos, au crescut foarte frumos copiii, încât nu vreau să faci din asta un motiv pentru care îi dai șansa de a fi altfel, de a avea un, spun mult, handicap, să fie defavorizat doar pentru că nu are un tată în viața lui. Este drept că nu este ușor să crească doar între femei. Mama ta, tu, sunteți prezențe feminine active. Maternitatea și drăgălășenia unei femei nu poate fi întrecută de nimic. Dar poate să-și găsească exemple în jur. Direcționează-l spre sporturi în care masculinitatea este mai prezentă, în care, ca să poată să devină bun în acel sport, are exemple
exemplele antrenorilor. Cel mai important este ca tu să înțelegi că energia pe care o emani este preluată de el mai mult decât ce își imaginează el că ar fi nevoia lui personală. Dacă tu, în sufletul tău, simți această lipsă foarte pregnant și foarte greu de dus, atunci cumva tu îi vei transmite. Tristețea ta va deveni tristețea lui, pentru că copiii noștri sunt cumva oglinda noastră. Felul în care reacționezi, felul în care gestionezi emoțiile tale vis-a-vis de el, se reflectă asupra lui. Așa că, draga mea, să aibă un părinte care nu-l susține sau să nu aibă un părinte deloc, se poate întâmpla. Sunt vremuri dificile, alegerile pe care le-am făcut extraordinar de bine, având informațiile pe care le-am deținut atunci. Totul în viață se schimbă. Încearcă să vezi latura pozitivă a ceea ce s-a întâmplat și să-l canalizezi pe el în așa fel încât să se bucure de toate lucrurile pe care le are la dispoziție. Spor la treabă! În speranța că întrebările dumneavoastră au primit răspuns, vă aștept și data viitoare. Și nu uita, nu ești niciodată singur!